Pleiada evenimentelor de la muzeu s-a încheiat astăzi cu Ziua Internațională a Muzeelor. În ultimele trei zile aici au avut loc ateliere de creație, iar astăzi elevii de la Nicolae Titulescu și Radu Greceanu au acaparat toate sălile de expoziție ale muzeului. Un obiect de istorie, un motiv etnologic sau unul artistic a fost reprodus pe hârtie de către elevi. Am avut ateliere pentru invitați copii de la Radu Greceanu și de la Nicolae Titulescu, care și-au ales și au desenat modele atât de pe motive tradiționale inspirate de pe costumele populare care sunt expuse în secția de jos de la intrare, partea dreaptă, de asemenea de la artă, fiecare și-a ales fie un obiect istoric, fie de la arheologie, fie un tablou pe care urmează să-l reproducă. Liceenii au găsit un loc în care au putut crea opera care i-a atras. Cum ți se pare aici la atelier? Este foarte frumos. Toate operele sunt foarte frumoase. De ce ai ales să reproduci un tablou care reprezintă orașul Slatina, partea de jos? Pentru că îmi place foarte mult arhitectura. Cum ți se pare aici la atelier? Este foarte frumos, o experiență nouă, dacă pot să spun așa, adică putem să experimentăm lucruri, să învățăm, de exemplu, vedem și tabloul și cine le-a creat, stilul lor, este foarte interesant. Ce a stat la baza alegerii tale? Tehnica, sincer, pentru că mie îmi place foarte mult grafica și stilul acesta în tuș și cu multe detalii și unele expresive, da. Ce reprezintă pentru tine desenul? Desenul, cred că un loc, dacă pot să spun, în care pot să mă relaxez, să mă liniștesc. Un mod de exprimare? Da. Sau pur și simplu să scap de multe lucruri, stres și reculare. Da. În a doua parte a activităților dedicate Zilei Internaționale a Muzeelor a fost dezbătut viitorul acestei instituții, care în ultimii ani a fost readus la viață. Viitorul muzeelor este acela de a se transforma, a redeveni iară ce ar trebui să fie un muzeu, adică să fie o instituție deschisă în permanență pentru public, pentru copii, pentru cunoaștere și pentru știința oamenilor, nu să fie transformate cum au fost în mare majoritate în depozite, unde s-au depozitat piese peste care s-a pus praful și nu a avut acces nimeni la ele. Asta este tendința noastră, nu numai pe cale naturală, ca să zic așa, prin contact direct cu persoane, dar și pe cale virtuală, pentru că asta este era în care trăim. Un astfel de tur virtual are și Muzeul Județean, în care vizitatorii online pot admira colecțiile din toate secțiile. Ziua Internațională a Muzeelor este sărbătorită an de an pe 18 mai și are ca obiectiv promovarea și aducerea la cunoștința publicului a rolului acestor instituții de cultură în dezvoltarea societății.